Azi, la Palatul Culturii Teodor Costescu a fost organizat un moment festiv cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române, care se sărbătorește în fiecare an la data de 3 aprilie. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și prefectul județului Mehedinți Alin Isuf. Anul acesta, pe data de 3 aprilie, se împlinesc 172 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Pentru a marca acest moment aniversar, jandarmii mehedințeni au organizat o serie de activități care au debutat cu un moment festiv unde au fost prezente autorități județene și locale. Evenimentul a început cu intonarea imnului național. Cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, i-a felicitat pe jandarmi pentru toată munca depusă și a vorbit despre importanța forțelor de intervenție în viața noastră. De asemenea, Consiliul Județean Mehedinți este partenerul Inspectoratului de Jandarmi în misiunea de a consolida sentimentul de siguranță în rândul cetățenilor. Vă felicit pentru împlinirea 172 de ani de la înființarea instituției în care vă desfășurați activitatea. De-a lungul timpului, arma dumneavoastră a avut un parcurs greu, dar sigur către instituția solidă, al cărei rol este adaptat cerințelor societății actuale de siguranță publică, echilibru, normalitate și respect pentru cetățean. Putem spune că jandarmii sunt partenerii de încredere ai omului în societatea modernă. Fie că vă desfășurați activitatea pe stradă, pentru siguranța cetățenilor, în școli și centre de pregătire sau în dispozitivele de pază, profesionalismul, echidistanța și eficiența, competența și corectitudinea, operativitatea și obiectivitatea trebuie să vă fie repere valorice. Jandarmeria Română și-a definit locul și rolul în structurile statului de drept, are misiuni din ce în ce mai complexe și este o componentă principală a Sistemului Național de Ordine și Siguranță Publică. Misiunile jandarmilor români și chiar ale Inspectoratului Județean de Jandarmi Mehedinți au depășit de multe ori granițele țării, iar modul de îndeplinire a acestora a consolidat poziția României în cadrul NATO și în cadrul Uniunii Europene. În contextul geopolitic actual, acest lucru are o semnătate deosebită, iar dinamica societății vă dă noi și noi responsabilități. Alin Isuf, prefectul județului Mehedinți, și-a exprimat încrederea și convingerea că Inspectoratul de Jandarmi dispune de un corp profesional bine pregătit, bine structurat și bine intenționat. Fără îndoială, este de notorietate faptul că jandarmeria reprezintă unul dintre actorii majori responsabili de siguranța și securitatea națională, factor esențial în asigurarea stabilității, liniștii și ordinii publice. Instituția pe care cu onoare o reprezentați și o slujiți este și o armă de mare tradiție în cadrul internelor, fiind clădită și consolidată pe principii solide, în care devotamentul, competența și profesionalismul sunt aturi esențiale. În același timp, vorbim și de o instituție modernizată, eficientă și echilibrată, conectată și receptivă la cerințele interne și internaționale, prin urmare, capabilă să răspundă în mod corespunzător provocărilor și exigențelor momentului, aspecte dovedite cu prisosință, mai ales în situațiile de criză ale ultimilor ani. Primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin, Marius Creciu, a fost prezent la momentul festiv și a vorbit despre provocările pe care le-au întâmpinat jandarmii mehedințeni în perioada pandemiei. Încep prin a vă felicita jandarmeria atât la nivel local cât și la nivel național pentru modul în care ați înțeles să vă respectați meseria, seriozitate, responsabilitate. Sunt lucruri de care avem cu toții nevoie în momentul acesta în societate. Am conlucrat foarte bine la nivel local și încă o dată felicitări pentru cei 2 ani de pandemie, o perioadă dificilă pentru noi toți, o perioadă pe care împreună și cu toți cei care vă aflați în sală, să zicem că am trecut-o cu brio.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de colonelul Adrian Zamfir, împuternicit inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți. Dacă actul de naștere al jandarmeriei române, semnat la data de 3 aprilie 1850 de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi, prevedea faptul că jandarmeria este o putere înființată pentru a priveghea ordinea și siguranța publică, ținerea bunei rânduieli și aducerea la împlinirea legilor, esențializând misiunea și obiectivele din prezent al instituției noastre, putem conchide că suntem, peste veac, păstrători și continuatori ai năzuințelor progresiste ale întemeitorilor. Dincolo de tumultul specific diverselor contexte istorice pe care le parcurge o societate în existența ei, faptul că îndeplinim și astăzi rolul important încredințat nouă acum 172 de ani ne asigură continuitatea de care orice instituție are nevoie pentru a-și construi tradiția, legitimitatea și poate mai mult decât orice altceva ne conferă sens și identitate. Inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție al județului Mehedinți, Bibu Ștefan Raminel, a vorbit în cadrul evenimentului despre buna colaborare pe care IPJ o are cu Inspectoratul de Jandarmi. Vreau să încep acest mic discurs cu o apreciere pentru Inspectoratul de Poliție Județean de Jandarmi, care timp de 15 ani de când lucrez eu în sistemul de ordine publică, a fost un partener loial, desăvârșit. Puține inspectorate din țară de poliție se pot bucura și se pot lăuda cu o colaborare atât de bună cum Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți o are cu Inspectoratul Județean de Jandarmi. Jandarmeria română aniversează pe 3 aprilie 172 de ani dedicați apărării ordinii și siguranței de drept, echilibrului, normalității sociale, factori vitali într-o comunitate sănătoasă. Puține instituții ale statului român se pot mândri cu o istorie atât de îndelungată, ceea ce denotă continuitate, coerență și păstrarea unor valori autentice. Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică din Mehedinți a vorbit atât despre începuturile jandarmeriei române, cât și despre importanța acestei structuri în viața sa. Eu v-aș numi și eroi, pe toți și în fiecare zi. Și de ce vă numesc așa? Pentru că atât timp cât dumneavoastră existați, cât vă exercitați atribuțiile, vă îndepliniți misiunile împreună cu poliția, cu celelalte structuri de ordine publică, eu și familia mea putem să dormim liniștiți, putem să mergem pe stradă liniștiți, copiii și nepoții pot să meargă la școală în siguranță și de asta vă consider eroi. Pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, meritați toată aprecierea și stima noastră. Activitățile festive vor continua cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române. Pe data de 1 aprilie, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, vor fi premiați câștigătorii competițiilor sportive și reprezentanților mass media la concursul Cupa Presei la tir.